Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip. Vom face din nou un challenge. Hai că mă mănâncă nasul. E cu ghinion? Să ai cu noroc. Da, vom face un challenge. Vom face draftul automat. Voi intra aici cu 15.000. Voi apăsa pe butonul ăla, nu știu care e mai exact. Și îmi va face draftul automat calculatorul. Trebuie să intrăm aici cu 15.000. Vom mai avea doar 113 coins după acest draft. E cu ghinion 13 ăla, dar n-am ce să-i fac. Doamne ajută. Cred că trebuie să aleg formația, că n-am cum să fac. 4-4-2, frate, e formația mea preferată din acest moment. Dar cum naiba îi dau eu? Stai, că nu știu cum fac. Iau pe 30G. Ah, și dau complet mai scad. Apăsăm pe Y, doar pe 30G l-am ales eu. Și zic să vedem, Doamne ajută. Acum. Opa, opa, ia ce bag aici. Doamne, ia uite-l cum vine, mamă. Hai că a venit bine rău. Da, asta a fost video, eu am fost Gianni, v-am pupat. Nu mă, stați mă băieți că trebuie să facem acum echipa și jucăm și meciurile. Doar că meciurile voi juca, le voi comenta peste, voi juca fără facecam. Nu le voi juca live. O să vă las cu echipa, să vedeți ce echipa am făcut. Vedem. Da, cam așa arată echipa pe care am reușit să o fac. Avem acolo Bernardo Silva, în apărare avem și Van Dijk, Godin. Am reușit să fac o echipă destul de decentă. Avem rezerve bune pe care le-am băgat în meci, iar primul oponent îl are acolo pe Suarez, Van Dijk în atac, o apărare destul de bună, cum ar spune Team of the Year și la port Team of the Season. Începe meciul, îl am aici pe Bernardo Silva și de aici începe nebunia. Bernardo Silva marchează un gol excepțional, face 1-0, după care îl avem aici pe Suarez, pasăm din nou. Încă o pasă, suite acolo, Suarez face 2-0, o să vedeți că am dat foarte multe goluri în acest match. Aici Bernardo Silva singur face 3-0, am crezut că va da reșcuit, dar nu a dat. Willian aici, 4-0, a dat acolo pe verde, un time shooting pe jos. Aici Bernardo Silva, un hill to hill, se duce mingea în bară. Revine cumva minge aici și facem 5-0. L-am distrus pe oponentul ăsta. Aici e liber Suarez, pasează către 30G și face 6-0. Iar aici greșesc eu, nu știu cum greșesc, dau la Godin. Godin greșește și așa am de el singurul gol pe care a putut să-l dea. Aici 30G face 7-1. Din nou aici o centrare către 30G. Prima oară a ratat, dar a sărit mingea din nou la el și face 8-1. Din nou centrare, foarte multe spații din partea oponentului. Cred că a jucat offside trap, nu știu cum a reușit să-i dau așa de multe goluri. 30G din nou pe verde, n-avea cum să rateze de acolo, din centrul careului. Și ăsta cred că e ultimul gol, dacă nu mă înșel. Îi dau aici lui Willian, are foarte mult spațiu, poate să pătrundă. Pasează către Suarez, care e liber și n-are cum să rateze de acolo Suarez. Și meciul se termină 11-1 pentru noi. A avut și oponentul destul de multe ocazii. Această echipă a doua are apărarea aia forță cu Van Dijk, Ramos și cu Varane. Pe acest meci, 30G acolo, Suarez, Sweet din nou, foarte bine joacă această echipă pe combinații. O să mai vedeți în golurile viitoare. Aici Neymar, deci Neymar aici m-a rupt de tot cu preluarea aia. Fantastică preluarea. Și a bătut joc de mine Neymar cu preluarea aia. Aici 30G, Suarez, ține de minge, 30G, pasează la Suarez, câteva pase foarte bune și Bernardo Silva finalizează din centrul careului. Aici, deci vedeți golul ăsta, uitați câte pase am dat, bum, 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 bum și bum, fantastic golul ăsta, tiki-taka Barcelona. 30G, pasă aici către Suarez și Suarez nu ratează, facem 4-1. Și oponentul dă reșcrit la acest match. Din nou foarte multe goluri în acest match. Oponentul de asemenea a avut ocazii și asta e echipa, asta forță. Maldini în apărare cu Ramos și cu Marcelo, Team of the Year. Maradona în atac, Cruyff, forță rău. Maradona aici în minutul 4-6 după un kick-off glitch reușește să marcheze un finesc cu dreptul piciorul lui care nu-i de bază. Și Socrates aici face 2-0. Deja am pierdut în speranța că mai pot câștiga. Însă vin aici cu lovitura asta liberă, Bernardo Silva bagă un shoot direct în vinclu și îmi recăpătasem încrederea că pot câștiga acest match. Am avut aici ocazia asta cu Fekir, însă
scoate portarul lui și cam așa s-a terminat meciul, 2-1 pentru oponent, Viziru FC, probabil e român. Acestea sunt pachetele pe care le-am primit. Au fost pachete ok pentru două win-uri, însă nu a picat nimic din ele, a picat aici Maicon, nimic interesant, și o să vedeți că din cel de-al doilea pachet de asemenea n-a picat nimic. Au picat numai jucători slabi, nici măcar un Born n-a picat. Da, asta a fost videoclipul, dacă mai vreți challenge-uri, lăsați acolo un like, să strângem 300 de like-uri, eu am fost Gianni, v-am pupat.